Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocată ucisă cu sânge rece de soțul ei, face dezvăluiri în exclusivitate pentru Playtech știri despre fostul ginere Cristian Cioacă, eliberat din închisoare. I-a vândut blândurile la second hand pe mai nimic. Emilia Ghinescu nu mai are nici lacrimi ca să-și plângă fata pe avocata Elodia Ghinescu. Emilia a oferit detalii despre fostul ei ginere care a fost eliberat din închisoare. Recunoaște că nu l-a plăcut și că nu l-a dorit în familie încă de la început. Când mi l-a prezentat fiica mea, nu l-am plăcut deloc. I-am și zis să nu se căsătorească cu el, că nu pare în regulă. Nu știu ce căsnicii aveau, dacă se înțelegeau sau nu, că Elodia nu ne povestea nimic, probabil voia să ne protejeze. Ce a făcut acest om este de neiertat. Emilia Ghinescu regretă că nu are niciun obiect amintire de la fiica ei. N-a apucat să ia nimic din casa în care Elodia locuise. Întrebat de reporterii Playtech știri unde crede că va locui Cristian Cioacă după ce a fost eliberat din închisoare, Emilia Ghinescu a declarat: "Nu știu, poate că la soră, unde este și fiul lui Patrick, poate că în altă parte. Oricum tot ce avea fiica mea ca locuință a vândut. Dacă îl văd pe stradă, nu va fi frică de el. Ce, eu i-am făcut rău lui? El mi-a făcut mie mult rău. Nu-l voi ierta niciodată. Trupul Elodiei nu a fost găsit și nici nu mai am speranță după atâta vreme. El știe ce a făcut cu fiica mea."